Dinamo umilește CSEA Steaua 3-0 astăzi și visează la o promovare directă în Superliga, un derby ca pe vremuri, un derby cu o atmosferă foarte frumoasă, un derby care prin atmosferă, prin ceea ce s-a văzut în tribune, clar a depășit mult nivelul ligii secunde și cred că a trecut și de nivelul Superligii. Ieri am văzut peste 40.000 de oameni pe arena națională, astăzi au fost mai puțin vreo 17.000, dar parcă astăzi au avut mai mult suflet ăștia care au fost acolo, nu? Au fost mai vocali oricum. O atmosferă mai incendiară parcă în seara aceasta decât ieri. E cum altceva, e? Se poartă alb-roșu? Tu ești cu moda mereu, joci. Se poartă alb-roșu din nou? Le doresc să se poarte anul ăsta și în prima ligă alb-roșu. O victorie foarte importantă și meritată a celor de la Dinamo. Pune presiune mare pe cei de la Oțelul Galați și intră în lupta pentru promovarea directă. Da, e peste... Bine, e la egalitate cu Oțelul în acest moment Dinamo. Sigur, Oțelul mai trebuie să se încurce în două meciuri ca să promoveze Dinamo. Dar vedem bucuria acestor jucători. Uite, banii urcat în tribune. Păi să nu se bucure prea devreme, zic. Se bucură mai mult, cred că, după acest rezultat, ținând cont de rivalitatea care este între CSEA și... Meciul ăsta, ce atmosferă s-a creat, Ionuț, nu... Era asta e atmosferă frumoasă, atmosferă de derby, atmosferă de meci cu o importanță, mai ales pentru Dinamo, dar pe final s-a văzut că jucătorii cei de la CSEA Steaua nu pot să se capaciteze știind că ei nu luptă pentru un obiectiv în acest an. E foarte greu să răspunzi asaltului celelalte echipe, așa cum a fost cazul Dinamo, ca să poți să răspunzi. Pentru că lucrurile acelea vin din spate, cumva pregătit pentru un obiectiv, pentru... Absolut. Și acum iar spui întrebarea, ce caută CSEA în play-off. Acest play-off, dacă n-au ce drept de promovare. Așa e, da. Până la urmă, sigur, Dinamo a câștigat pentru că a luptat pentru ea. CSEA a luptat doar împotriva lui Dinamo, n-a luptat pentru ea. Astăzi am vins, oarecum am vins binele. Am vins răul. Da, am vins echipa care a avut un obiectiv corect, mai curat, mai... nu? Exact, asta tot încercăm să spunem aici, că fie că vorbim în Liga 1, fie că vorbim în Liga 2, atunci când sunt echipe cu probleme, ar trebui să nu mai meargă cel puțin în această luptă de play-off. Nu le vedem rostul acestor echipe care sunt prezente în play-off ca să arbitreze un astfel de... Știm discuția. Ei au visat, au sperat până în ultima clipă că primesc drept de promovare ce da CSEA. În momentul în care se ajunge la play-off sau la play-out, acolo deja trebuie să știi situația echipei, nu? Sigur, și s-a văzut astăzi o echipă care practic nu și-a mai găsit rostul în acest play-off, nu și-a mai găsit sensul. Cheltuielile care au fost în acești 2 ani, Vlad. Scopul, sigur, care e... Dar, derbiul frumos, așa, din punct de vedere al spectatorilor, al emoției pe care, nu, l-a creat. Mai multă al emoției, cred că a fost... Da, un derby, da, cu emoții. Oricum, un fotbal bun, practic, de Dinamo. Am văzut și spectacol pirotehnic, să zicem așa. A venit Revelionul mai repede. Sigur că nu încurajăm ca lumea să meargă la stadion, dar... să arunce cu petarde. Dar e frumos așa, nu? Dar, da, îți dă așa un aer de meci important. Îți dă o senzație. E bine că nu, adică sper să nu se ajungă la alte incidente și să se calmeze și toată atmosfera asta incendiară care a fost să fie doar și vouă de derbiuri adevărate, nu? Nu că sunt frumoase și te simți foarte bine de pe teren ca și jucător. Dar așa cum am spus, să rămână doar la nivelul ăsta. Da, e bine că n-a fost probleme mari. Ți-a amintit de un Dinamo Steaua jucat de tine? Ți-a amintit? Toate meciurile Dinamo Steaua erau cu stadioanele pline. Da, și ăsta parcă s-a apropiat așa. S-a apropiat din punct de vedere atmosferei și din tribune, zic că s-a apropiat față de vechile derbiuri Dinamo Steaua. Da. Ți-ai amintit de vreun anume? Ai vreun Dinamo Steaua preferat? Mi-amintesc mereu de Steaua Dinamo 2-4. Normal. N-ai cum să luiți. De sărbătoarea de Paște. N-ai cum să luiți ăla, da. Dinamo a apărut astăzi, clar, echipa care a fost mai montată, nu? O echipă mai vie, o echipă care am apreciat noi, a fost și bine organizată de antrenor. Și a creat multe ocazii, adică chiar dacă a marcat pe finalul meciului și în prima repriză și în a doua a început cu
câteva acțiuni foarte, foarte bune. Așa cum am spus, un joc din partea lui Dinamo foarte bine dus spre poartă, adică nu acea mișcare lentă dintr-o parte în alta, ci verticalizat de foarte multe ori. S-a încercat să se ajungă cât mai repede la finalizare. Și cred că trei goluri pe lângă și plus ocaziile pe care le-au avut, deci putea să fie scorul chiar mai mare de 3-0. Ce s-a plăcut? Da, Dinamo, o echipă foarte concentrată, am văzut-o, și foarte determinată prin modul de a juca. Au stat foarte bine în teren, au încercat să profite de fiecare ocazie pe care au avut-o. O victorie, cum am spus, meritată pe deplin a celor de la Dinamo. Aici un fault de frustrare, nu? La da. Penaltiul ăsta. Nu, da, vedeam și la reacțiile jucătorilor celor de la CSA că le-e greu. Le-e greu nu neapărat de meciul acesta, ci de tot ceea ce se întâmplă în jurul acestei echipe, acestui club. Pentru că le este foarte greu ca tot mâine să duci la antrenament să te pregătești pentru ce. Nu știu cât de greu le e, că se câștigă bine. Poftim? Se câștigă bine la CSA Steaua. Probabil răspunsul ar fi, păi eu nu sunt plătiți, trebuie să joace. Exact. Ok, dar ei nu sunt ca și jucători de fotbal. Tu luți pentru un obiectiv. O să retrogradezi, adică să scapi de retrogradare sau să câștigi un titlu sau să promovezi. Ori acum n-au niciun fel de obiectiv. Greu să poți să motivezi. Am văzut și reacția antrenorului la meciul trecut și acum, iar la fel probabil o să vedem, pentru că e clar și pentru el e dificil să antrenezi o echipă în situația asta. Așteptăm reacții, încă nu vin reacții, pentru că văd că jucătorii încă se bucură alături de galerie, cei de la Dinamo, iar cei de la CSA Steaua tot la galerie sunt, uite, vedem acum. Probabil pe ei ceartă galeria. Mă gândesc că nu îi aplaudă. Au venit și în negru. Da. Cei de la CSA. Ei, da, sigur, așa se îmbracă ultra și... Uite-l pe Adi Pop acolo, la explicații. Chemat la explicații. Păi jucătorul... E capitanul de echipă. Pe experiență, nu? De la CSA. Da. Nu mi se pare că e într-o lumină foarte bună aici, Adi Popa. Da, s-a știu. Dus aici la CSA, oarecum e imaginea acestei echipe, că e cam cel mai cunoscut de acolo. Da. S-a dus imediat după ce a fost la... După ce a avut problemele FCSB, cu FCSB. FCSB. Da, deci okay. Nu... Și apoi a devenit și foarte vocal. Împotriva FCSB-ul. Da, era decizia lui de a vorbi și a intra în această dispută, știind că el a jucat pentru echipa la Steaua veche și da, la FCSB. Da, să zic. Aceeași Steaua. Și bine, și antrenorul Oprița la fel a fost. Adică sunt înregistrări, sunt interviuri în care el spune că normal asta este continuatoarea Stelei, după care, bineînțeles, revine și vorbește. Sunt de blamat acești oameni? De acuzat? Aici e decizia fiecăruia, Vlad. Dar mi se pare că lucrurile sunt cât se poate de clar din punctul ăsta de vedere. Mă refer la faptul că schimbă discursul și au schimbat discursul în funcție de ce avantaja pe ei, de locul unde au fost ei, cine i-a plătit. E de blamat din punctul meu de vedere. N-ai trebuie să mergi pe drumul tău, indiferent de... Să ai un crez, nu să te schimbi după interesul propriu. Mm. Deci tu n-ai făcut așa ceva. Mergi la un alt Dinamo să spui că ăsta e Dinamo. Nu, dar cel puțin să nu spui ceva rău sau să dai în fosta echipă. Asta mi se pare de bun simț, să nu începi să vorbești de fosta echipă, indiferent cum ai fost tratat sau ce unii experiențe. Unii spune că oamenii sunt profesioniști, merg și da, fac treaba. Spun, te duci la în altă parte, ești profesionist, te duci în altă parte, dar... Mi se pare urât să vorbești de fosta echipă, să dai în ei. A, să vorbești rău de fosta echipă, da. Corect, da. Banii, îl văd pe Ahmet. Banii, haideți să luăm prima reacție. Bună seara, felicitări pentru această victorie. Te gândeai că o să o învingeți pe Steaua la un asemenea scor? Nu știu dacă la un asemenea scor, dar aveam toată încrederea că putem învinge în această seară. Mai multe, hai! Ce să vă zic mai multe? Spune-le! Păi ce să zic, partea a doua, fotbal, Dinamo joacă fotbal șampanie, asta e. Mergem foarte bine, pregătim foarte bine meciurile, Mister e alături de noi, suntem o echipă, cum s-a văzut și pe teren, suntem o familie, suntem o echipă fantastică. Sunt și o echipă bună, dar astăzi eu zic că am fost nesuperiori. Ce v-a motivat să jucați atât de bine? Sau cine? Cine? Noi ne motivăm acolo, în grupul nostru. Tu nu ai ce să vorbești, că rămâne toată viața în B. Balgiule, CSA Clona.
Acum revenim sau da, ce? Eram în direct, da. Ah, okay. Deci Balgiu ți-a spus că, să înțeleagă și cei care ne urmăresc, Balgiu a trecut pe lângă tine și ți-a spus că o să rămâneți toată viața acolo. Păi da, o să rămânem, dar ei n-au drept de promovare, ei nu că rămân toată viața, rămân și când se desfințează, dacă se desfințează. Cum poți să zici că de Dinamo asemenea lucru? Ce se Steaua? O clonă. Pentru mine este o clonă, nu este Steaua. Nu e posibil așa ceva. Cum poți să zic așa ceva? Ei să-și vadă de ale lor. Și așa n-au drept de promovare. Dar Florin Talpan spunea și despre voi că sunteți o clonă și că nu sunteți adevărat. Suntem o clonă? Că nu sunteți adevărat. Păi și cine a retrogradat anul trecut? Tot Dinamo București. Spune mai despre meci, despre meci. De unde atâta altruism la primul gol al lui Ghezali? Gheza mi-a pasat, portarul a ieșit și l-am văzut mult mai bine poziționat. I-a fost mult mai ușor să dea gol cu poarta goală. Mă bucur că am scris cele două goluri. Nu te-ai gândit să tragi tu la poartă? Ba da, m-am gândit, dar de ce să șutez și el era cu poarta goală? Un gol mult mai simplu. La cât ați ratat în prima repriză, te mai gândeai că o să mai marcați tricolul? Normal, la ce fotbal am prestat în prima repriză, le-am zis băieților și la pauză, doar să avem liniște și vom marca. Nu crezi că, sigur, acum este și victoria aceasta și împotriva, să spunem, rivalei, nu? E da. Rivală? Până da, la urmă? E o rivală, da? Dar mai mică. Dar nu crezi că e prea mare entuziasmul ăsta sau crezi că el dispare după această seară, mâine dimineață, pentru că n-ați obținut ceea ce doriți să obțineți cu adevărat, încă? Normal e să te bucuri după o victorie, nu facem nici nuntă, e normal să ne bucurăm, fanii s-au fost alături de noi, de mâine o luăm de la capăt, e doar o bucurie de moment, de mâine o luăm de la capăt. Cum arată acum calculele pentru voi, pentru că s-a dat peste cap oarecum clasamentul, încă cu șanse pentru locul 2? Noi o să jucăm și meciul de la Iași, sperăm că cei de la Oțelul nu vor face niște rezultate prea bune. Vă gândiți că o să aveți un meci ușor cu cei de la Iași, ținând cont de faptul că ei sunt deja promovați? Nu cred că cine s-ar da la o parte, pentru ce se dă la o parte. Chiar dacă ei sunt promovați, eu zic că își vor juca șansele corect. E cel mai bun moment din acest sezon pentru Dinamo, inclusiv financiar, înțeleg că banii sunt la zi, la zi. Da, așa este, așa este. Sunt banii la zi, e o situație foarte bună. În club suntem fericiți, mergem bine și pe plan fotbalistic și pe plan financiar. Totul merge bine la Dinamo în aceste momente. Care sunt șansele de promovare în acest moment? Încă nu pot să vă spun nimic. Noi vom juca meciul de la aia și... Nu, dar tu simți cum jucați, sunteți pe val, acum ați legat și două victorii. La cum am jucat campionatul acesta, după prima parte care n-a fost tocmai bună, eu zic că merităm să promovăm. Mulțumim! Discurs sincer, iată, al lui Bani, inclusiv acel dialog ce va ieși din comun cu Balgiu. Deci la interviul ca și în tribună, ca și pe teren a fost... Uneori uită jucătorii că sunt la interviu sau nu-și dau seama că sunt în direct și spun ceea ce cred. Atunci e cel mai bine, atunci e cel mai frumos. Da, un discurs foarte bun. Când oamenii nu se mai cenzurează și spun ce cred, că asta e ideea. De asta sunt chemați la interviuri. Iată cum privesc jucătorii. Sunteți o clonă, le-a spus. Bine, acolo între jucători, clar, știu, adică și felul cum discută și pe teren și în afară, adică lucrurile astea se știu, nu trebuie spuse așa în direct. Clar, majoritatea spun asta. Exagerat? Ți s-a părut banii sau sincer? De punct de vedere, n-a exagerat. A fost interviu interesant, cum a zis, ca și în teren și la interviuri. E normal să fie rivalitatea aceasta, când zici chiar ce este Steaua, când zici Steaua, Dinamo, e o rivalitate foarte mare acum. Da, era și surescitat așa, că a fost și între fani, dar asta arată în plus cum s-a trăit acest meci. Dinamo, acasă, mi se pare că, uite, pe un astfel de stadion, indiferent că va juca pe Arcul de Triunf sau aici, cu acești suporteri, mi se pare că și dacă va ajunge la baraj, e greu de bătut. Ia că, sigur, lotul adversarei probabil va fi mai bun. Da, într-un baraj orice se poate întâmpla, într-adevăr, că e un meci important, da, pentru ambele echipe. Clar, cred că în momentul de față orice echipă din Liga 1 este peste echipele care vor juca barajul din Liga 2. Bun, dar te ridică, da, nu? Exact, cu o determinare, cu o concentrare foarte mare, poți să egalezi. Bine, te și poate depăși o astfel de atmosferă, pentru că știi cât de important este acel baraj și nu poți să te ridici la nivelul... Într-un baraj tot e posibil, nu? Chiar da. Dacă... Adică poate să fie cu două tăișuri, să te motiveze și să ai un joc excepțional sau să te copleșească.
Da, suntem pe final, îmi spun colegii, din păcate trebuie să ieșim. Nu mai apucăm să-i ascultăm pe antrenori, păcat. Oricum, victoria și a lui Burcă, victoria lui Dinamo, victoria echipei care a avut un obiectiv astăzi, nu? Victoria echipei care poate și își dorește mai mult. Victorie meritată pe deplin și în tribună și în teren. Victoria a elementului sportiv, să le spunem așa. Exact. Victoria, da, sportului, care e lăsat să facă performanță, asta e. Da, și cu banii la zi. Ai văzut, s-au plătit salariile, ceea ce e un lucru important, în cont de cum lucrurile a început anul acesta Dinamo. Se pot îmbunătăți asta radical la Dinamo, că... mai ales cu o promovare. Da, dar n-aș face un capăt de țară dacă Dinamo n-ar promova. Adică ceea ce au arătat aici le-ar da și mai mare încredere pentru viitorul acestui club. Meciuri din Premier League, din La Liga, în continuare, pe programele Prima Sport, vă lăsăm în compania lor. Are Liverpool, am văzut că a dat 2-0 la un moment dat, plasare la Leicester. Adrian Cristea, Ion Zrada, mulțumesc tare mult, domnilor, să aveți o seară cât mai bună.